Bună, Steve! Pari foarte vesel astăzi. Dar unde mergi? Mergi la vopsitoria lui Tom? În ce vrei să te transformi? Ralph din Wreck-It Ralph? Ce interesant! Ne vedem la vopsitoria lui Tom. Bună, Tom! Steve a venit pentru o transformare. Ar vrea ca tu să-l transformi în Ralph, din Wreck-It Ralph. Tom spune că mai întâi ai nevoie de ochelari de protecție. Acum ești gata pentru vopsit, Steve? Aici înăuntru nu e soare, micule Tom, iar aceia nu sunt ochelari de protecție. Ne trebuie mult bej pentru trupul lui Ralph. Vei arăta exact ca Ralph, un tip foarte puternic. Ce urmează, Tom? Da, vopseaua asta pentru tricoul lui Ralph. Și mai avem nevoie și de o pensulă. Aproape că arăți ca eroul tău preferat, Steve. Dar ce spui de asta, Tom? Avem nevoie de portocaliu pentru cămașă și avem nevoie de maro pentru salopetă. De ce mai avem nevoie? Deja arăți ca eroul tău preferat. Îți testezi puterea brațelor? Incredibil! Cred că a mai rămas un singur lucru. Părul lui Ralph. Steve, arăți exact ca Ralph. Bună treabă, Tom. Așa este, Steve. Ralph e un tip rău. Dar doar pentru că Ralph e un tip rău, nu înseamnă că nu poate fi îmbunat. La revedere, prieteni! Ne vedem data viitoare! Bună, micuțo Amber! Pari foarte nerăbdătoare! Unde vrei să mergi? Mergi la vopsitoria lui Tom? În ce vrei să te transformi? În elefantul Dumbo? Ce drăguț! Ne vedem la vopsitoria lui Tom! Bună, Tom! Amber a venit pentru o transformare. Vrea să o transformi în elefantul Dumbo. Crezi că poți face asta? Uh-huh.
Tom spune da, dar mai întâi ai nevoie de ochelari de protecție. Acum ești gata pentru vopsit, micuțu Amber. Așa este, micule Tom. Și tu ar trebui să-ți protejezi ochii. Avem nevoie de gri, pentru că Dumbo este un elefant gri. Vei arăta exact ca Dumbo. Ce urmează, Tom? Da, vopsea gri închis pentru liniile lui Dumbo. De asemenea, mai avem nevoie și de o pensulă. Ești aproape gata, micuțo Amber. Pentru ce e vopseaua gri deschis, Tom? Pentru picioarele lui Dumbo? Excelent! Da, avem nevoie de o pensulă mică. Cred că mai avem doar câteva lucruri de făcut. Exact ca Dumbo, micuțo Amber. Poți zbura? Wow! Vrei să te joci cu noile tale urechi, micuță Amber? Vrei să aluneci? Nu? Adică mai bine vrei să zbori? Micuță Amber, poți zbura! La revedere, prieteni! Ne vedem data viitoare! Mașinuțelor, unde sunteți? Mă întreb unde sunt mașinuțele. Aici erai, micuță Pickle. M-ai făcut să sar. Te joci de-a ninja? Da? De ce nu vizităm vopsitoria lui Tom? Ar putea să te facă să arăți exact ca un ninja. Hei, așteaptă-ne! Bună, Tom! Micuța Pickle are o întrebare pentru tine. Haide, nu fi timidă. Micuța Pickle ar vrea să fie ninja astăzi. O poți ajuta? Ce părere ai, Tom? Ai putea să o faci? Da? Minunat! Ce facem pentru început, Tom?
O pictăm pe micuța Picălân negru? Bună idee! Să găsim vopseaua? Bună treabă, Tom! Așa vom reuși să-i vedem ochii frumoși a lui Picăl. Perfect! De ce mai are nevoie un ninja? De o bandă la ochi? Ai dreptate! Ai cumva un atom? Minunat! Mai ai și alte accesorii ninja, Tom? O paletă de vopsea. Pentru ce e asta? A, vei picta un pește pe portbagajul lui Suzy? Wow! Asta e tot, Tom? Săbi ninja! Incredibil! Îți plac? Da? Minunată treabă, Tom! Wow! Exact ca un ninja adevărat! La revedere, Tom! Ne vedem data viitoare! Hei, micule Tom! Micule Jeremy! Uite! Sunt micul Frank și micul Matt! Sunt costumați ca și Chase și Marshall din Patrula Cățeilor. Wow! Cred că micul Tom și micul Jeremy vor să știe de unde aveți costumele.
De la vopsitoria lui Tom? De ce nu mergem acolo să vedem dacă Tom poate să facă ceva pentru voi? Hei, Tom! Mașinuțele vor să te întrebe ceva. Vrei să întrebi, micule Jeremy? Dar tu, micule Tom, vreți să știți dacă Tom vă poate transforma în Rubble și Rocky din Patrula Cățeilor? Păi, ce spui? Poți? Minunat! Să începem! Ce facem mai întâi? Pictăm o uniformă verde pe micul Tom, exact ca Rocky? Bună idee! Mai avem nevoie de alte culori? Verde? Ok, Tom, să vedem! Arată fantastic, micule Tom. De ce mai avem nevoie? Fantastic! Acum arăți ca un câine adevărat! Lipsește ceva, Tom? Wow! E rândul micului Jeremy acum! De ce culoare avem nevoie pentru uniforma lui Rubble, Tom? Bej? Ok, Tom, să vedem! Mai ai nevoie de vreo culoare? Maro? Excelent! De ce mai avem nevoie? Casca lui Rubble? Mașinuțelor, așteptați!
Se pare că Tom a uitat să vă mai dea ceva. Insignele de patrulă a cățeilor, bineînțeles. Asta este. Arătați extraordinar, băieți. Sunt gata să se joace cu restul patrulii cățeilor acum? Să vă distrați bine mașinuțelor. Bună treabă, Tom. Ne vedem data viitoare.